Bine v-am găsit, telespectatori ai canalului TVA, mă numesc Iulia Steranca. Astăzi vorbim despre problema actuală a studierii limbii ucrainiene în comunitățile românești din regiunea Cernăuți. În special, vom vorbi despre implementarea proiectului Învățăm împreună, discutăm cu Irina Ungurian. Bine v-am găsit, doamnă Ungurian. Bună ziua! În primul rând, începem conversația cu ce fel de proiect este, când a apărut, care este ideea lui și de ce este introdus în Bucovina și înțeleg că nu numai în regiunea Cernăuți acest proiect este pus în practică. Proiectul Învățăm împreună e un program de cooperare de 4 ani între Ucraina, Finlanda și Uniunea Europeană, care a început în 2018. Acest proiect are ca scop îmbunătățirea calității educației în Ucraina, precum și îmbunătățirea percepției educației de către cetățenii țării noastre. Referitor la ceea ce funcționează astăzi în regiunea Cernăuți, o componentă specială a proiectului nostru este componenta lingvistică și se extinde la regiunile Cernăuți și Zacarpatia. Are trei direcții principale. Prima este formarea profesorilor, a doua, promovarea educației în rândul cetățenilor, în rândul populației din regiunile noastre și, desigur, în mediul educațional. Lucrăm în această direcție din 2018 și cred că avem deja rezultate atât de bune încât le putem împărtăși și, bineînțeles, le vom anunța astăzi. Ну і звичайно, це освітнє середовище. Саме у цьому напрямку ми працюємо вже починаючи з 2018 року, і я вважаю, що ми маємо вже досить такі гарні результати, які ми можемо поділитися. Ну і звичайно, я їх сьогодні озвучу. Spuneți-ne mai multe despre instruiri, cursuri practice pe care le sfășurați cu profesorii. Dar ce profesorii pe care îi comunică elevilor în format, în sistemul cel mai potrivit pentru copii, cel mai perceput de copii. Deci, ce lucruri trebuie să poată transmite un profesor ca un elev să dorească să învețe limba ucraineană, un elev care trăiește într-un mediu vorbitor de română. Повинен вміти вчитель, щоб донести, щоб учень хотів вчити українську, саме учень, який проживає в середовищі румунськомовному. Ну, якщо говорити вже власне про говорим despre evenimentele specifice pe care le susținem din 2018, există deja destul de multe dintre ele. Una dintre experiențele bune este organizarea unei academii de vară pentru profesorii care predau limba ucraineană în școlile primare, din instituțiile de predare a limbilor naționale minoritare și pentru metodologii instituțiilor de învățământ pedagogic post-universitar, deoarece aceștia lucrează și cu profesori și au posibilitatea de a disemina această experiență. Timp de 3 ani, adică avem literalmente Academia de Vară 2021, începând de luni, și, sincer să fiu, acesta este un nou format care din 2019 a trezit un mare interes din partea profesorilor, deoarece au studiat această tehnică timp de 14 zile la Lviv, așa cum limba ucraineană, trebuie de remarcat, o limbă care nu este nativă pentru copil, iar aceasta este o metodă complet diferită. Și mă pot lăuda cu proiectul nostru, a creat un fel de model cum se poate realiza acest lucru și, din 2019, acumulăm această experiență, învățăm profesori și sunt foarte impresionată de statistică că avem un număr tot mai mare de participanți în fiecare an și acesta este un lucru pozitiv pentru noi. Aceasta este ceea ce se aplică pe perioade de vară, când profesorii au posibilitatea de a dedica timp dezvoltărilor profesionale. І мені дуже так імпонує така як статистика, що в нас щороку збільшується кількість учасників, і це є позитивно для нас. Це те, що стосується саме отакої літньої, да, коли вчителі мають можливість десь присвятити час своєму професійному розвитку. Vorbim despre profesor din școala elementară sau despre profesor de liceu? Дивіться, українська e vorba despre profesor de limba ucraineană care predau în școala elementară. Deci ne-am concentrat asupra școlii elementare? Pentru că dacă vorbim despre sprijinirea sistemului de învățământ, suntem în prezent într-o perioadă de reformă. Reforma se numește Noua Școală Ucraineană, așa că copiii merg la clasa a patra, deci atenția noastră s-a concentrat mai mult asupra profesorilor din școala primară, dar pot să asigur că ceea ce învățăm în timpul învățăturilor, instruirilor noastre, este absolut posibil de folosit atât în clasele medii, cât și în cele superioare. Asta se aplică Academiei de Vară. Протягом цих наших навчань, тренінгів, воно абсолютно можна його використовувати і серед середніх і старших класах. Це те, що стосується літньої академії. Academia de vară are o continuare în antrenamentele de toamnă în fiecare an, adică suntem foarte des, sau mai bine zis, anual, pe care le-am început în Academia de vară, chiar și prin unele sarcini practice, prin unele mai multe astfel de direcționate deja în uz într-o clasă pe care o desfășurăm de asemenea, antrenamente și ateliere de toamnă, dar din păcate, din cauza pandemiei, le desfășurăm online în ultimii 2 ani, iar acest lucru reduce alăturarea activă. Dar avem în continuare feedback de la profesori că folosesc foarte
des activitățile despre care vorbim. Și în plus, suntem încă în contact permanent cu profesorii noștri. Chiar și din această cohortă de profesori pe care îi formăm, îi implicăm deja pe unii în alte domenii. De exemplu, să scriem manual pentru a disemina experiența, să fie experți pentru comentarii, a răspândire practice pozitive. Prin urmare, avem această muncă desfășurată pe tot parcursul anului, nu numai vara sau toamna, ceea ce este foarte frumos. Și un alt aspect, când am lucrat cu copiii, adică am avut aceste două proiecte foarte puternice, sunt tabăra de primăvară Bombezno, care a fost adresată elevilor din clasa 11-a și a avut ca scop pregătirea copiilor pentru evaluarea externă, precum și taberele de vară. Au fost numiți Bombezni Go Camp și le-am condus în 2019, din păcate, din nou, pandemia și-a făcut ajustările, dar am creat o resursă bună cu care profesorii pot efectua cursuri în condițiile existente. Și de ce este vorba de formarea profesorilor? Pentru ambele tabere am pregătit echipe de antrenori, adică dacă luăm acest lucru pentru a pune câți oameni am pregătit, suntem foarte încântați că este undeva atât de aproape de 100 de profesori, adică cei care sunt purtătorii acestor idei despre care vorbim. Гарний ресурс, за допомогою якого вчителі самі можуть в тих умовах, які в них є, проводити. І чому це стосується підготовки вчителів? Бо для обох цих таборів, да, будемо так казати, ми готували команди тренерів. Тобто, якщо взяти, так сказати, яка в нас кількість людей, яких ми підготували, то нам дуже приємно, що це десь так вже близько до 100 вчителів доходить, тобто тих, які є носіями оцих ідей, про які ми говоримо. Професорі Апліка Сінгур, яка ворса партичіпе ла проєкт, сау меджес дунавоаста дек ла школі са презентаць проєктул? Кум каутаць ексакт ачеш професор, каре ви са алатура? Bine, ca să spunem așa, sistemul nostru de educație funcționează în așa fel încât mai întâi trebuie să fii invitat. Mai întâi trebuie să mergem la autoritățile educaționale, adică, bineînțeles, avem un sprijin bun din partea ministerului, deoarece pentru toate evenimentele pe care le organizăm avem scrisori de la minister și o cerere de sprijin a echipei de proiect. Am fost surprins și plăcut surprins că așa în fiecare an aproximativ 20 de persoane, 20-25 din fiecare regiune, adică în total la noi 50 de persoane. Anul acesta am mărit numărul de oameni cu aproximativ 15-20 de persoane, pentru că a trecut deja ca un ecou că este bine și oamenii mă întreabă personal de când sunt coordonatorul de proiect local, au venit la mine prin e-mail. Vă rog să adăugați și dacă este posibil să-l implicați și pe coleg. Așa cum știți deja, consider că acest lucru s-a dovedit a fi bun și prin urmare are continuitate. Чи можна колегу долучити, тому що вже знаєте, що я так вважаю, що те, що добре себе зарекомендувало, відповідно, вона має продовження. Вже працює репутація. Так, так, так. Функціонує вже репутація, да. Din experiența dumneavoastră, de cât timp implementați acest proiect, care sunt tendințele actuale în studiul limbii ucrainiană în rândul comunităților de limba română? Voi spune imediat că nu există o singură tendință de a studia limba ucrainiană în instituțiile cu limba română ca limbă de predare. Există câteva tendințe generale și acestea sunt legate de reforma care se află astăzi în școală. Aceasta este o reformă a noii școli ucrainiene. Ideea principală a acestei reforme este introducerea unei abordări competente. Ce înseamnă? Că un copil care studiază, un copil care absolvă o școală generală, trebuie să fie pregătit pentru viață. Trebuie să înțeleagă modul în care bagajul pe care îl au dat la școală poate fi folosit în viață. În ceea ce privește limba ucrainiană, cum să le arăți copiilor și unde să aplice de ce învață în viață. Deci, recomandăm profesorilor să utilizeze o abordare comunicativă pentru a învăța limba ucrainiană în timpul instruirii. Adică, ce este comunicarea? Aceasta este comunicație. Și atunci apare întrebarea de ce învăț, de exemplu, un substantiv, un adjectiv, acolo sau altceva. Învăț acest lucru pentru a-l folosi în comunicarea live. Prin urmare, recomandăm întotdeauna să începeți fiecare subiect cu o situație comunicativă specifică, care să le permită copiilor să înțeleagă de ce ar trebui să știu, de exemplu, numele culorilor, de ce ar trebui să știu unde să mă conduc, utilizarea propozițiilor și așa mai departe. Aceasta este ideea principală. Și, desigur, abordarea activității. Atât timp cât copilul nu cooperează și mai ales copiii generației Z, aceștia sunt generațiile noastre Alfa care sunt acum la școală, până când vor simți, ca să zic așa, să guste, să atingă materialul, nu își vor aminti, așa că munca activă a copilor la lecție, e bine, aceasta este un astfel de trend, este general și se referă de fapt la ceea ce vorbim. Și, bineînțeles, evaluarea copiilor. Acesta este un subiect extrem de interesant, îl iubesc foarte mult, pentru că foarte des, deci, ce să facem cu motivația? Cum să-i faci cu copiii să învețe mai bine? Deci, pentru a realiza acest lucru, motivație pozitivă, trebuie să evaluați corect copiii. Și
este o chestiune de evaluare formativă. Acest subiect este auzit de mulți educatori, de asemenea, îi acordăm o mare atenție. Bine, această evaluare este diferită de evaluarea generală lansată de noua școală ucraineană? Vreți să spuneți adițional, nu? Așa e. Nu, aceasta este exact tendința generală care privește noua școală ucraineană și arătăm cum să introducem această idee în lecțiile de limba ucraineană în instituțiile cu instruire în limba minorităților naționale. Pentru că este important pentru noi că învățarea copilului să fie conștientă. Și dacă o evaluezi, e bine, adică fără comentarii, copilul nu înțelege și pentru ce am primit această evaluare. Dacă o evaluezi astfel, ea nu va înțelege niciodată cum să învețe. Să початкому не там нової української школи. Ну, це вже традиційно, так? Ні, це якраз ота загальна тенденція, яка йде, ну, вона стосується нової української школи, і ми показуємо якось цю ідею запроваджувати саме на уроках української мови в закладах із навчанням мовами національних меншин. Тому що для нас важливо, щоб дитина, щоб навчання з боку дитини було усвідомленим. А якщо її оцінювати без коментаря, да? Тобто, що дитина не розуміє, а за що я отримала цю оцінку, якщо її оцінювати ось так, вона тут ніколи не зрозуміє, як навчатися. A fost posibil să realizați o percepție pozitivă în acest timp, și anume atitudinea față de limba ucraineană? Ce tendințe observați atunci când comparați primul an de implementare a proiectului și analizați astăzi? Este greu de spus și concluzionat cam cât. Am obținut un rezultat pozitiv, deoarece proiectul este încă în desfășurare și va continua până la sfârșitul anului 2022. Dar deja am menționat astăzi că profesorii însuși caută oportunități de a ni se alătura. Profesorii nu au nevoie de bine acolo, știți, să forțați, sunați, puneți întrebări, veți participa sau nu. Acest lucru sugerează deja că ne mișcăm încă în direcția corectă și, în consecință, știți că acele cercuri de pe apă se va dezvolta în regiune și sper cu adevărat că nu numai în regiunea noastră. În plus, față de o astfel de comunicare, pe lângă evaluarea adecvată, comunicarea în direct, cum îi motivează pe elevi să învețe limba ucraineană, pe studenții din comunitățile de limba română din Bucovina? Ce alte tehnici posibile sunt folosite? Ce resurse? Adică ceea ce este atât de interesant, interactiv, li se oferă acestor copii, astfel încât ei de bună voie, așa că ați spus că ar trebui să simtă, să atingă ce li se oferă ca să vrea să învețe? Despre motivație. Întotdeauna pun o contra-întrebare când mi se pune din nou. Știți pe cei pe care îi predați. Ori de câte ori vorbim despre motivație, trebuie să înțelegem care este nevoia copilului. Și acesta este principalul obiectiv și principalul factor la care trebuie să fim atenți. Vorbim despre copiii de astăzi, trebuie să înțeleagă de ce fac asta. Am vorbit deja despre asta. Cum pot aplica acest lucru în viață? Trebuie să aibă și succes. Aceasta este evaluarea despre care am vorbit și doar oferă posibilitatea de a vedea nu numai greșelile pe care le face copilul, ci și succesele pe care le realizează. Și tocmai asta te ajută să mergi înainte și să simți am depășit dificultatea astăzi și voi reuși. Prin urmare, pentru a spune că există o metodă separată care va preda acolo, mi se pare că principalul lucru este aici, să dezvolți nevoile copilului și de aici vei ști deja ce să influențezi pentru ca această atitudine pozitivă să fie formată. În ceea ce privește ceea ce a dezvoltat proiectul, din nou, mă voi lăuda aici acum, deoarece avem o mulțime de produse deja create, iar aceste produse nu sunt doar pentru copii, ci și pentru profesori. Da, așa că voi începe cu profesorii. Am creat două produse de bază, sau mai precis trei produse. Acestea sunt un curs online în care toate metodele despre care vorbim sunt prezentate în cursul online, este postat pe resursa Edera și un număr foarte mare aici este foarte interesant că nu numai profesori din Cernăuți, regiunea Zacarpatia urmează acest curs, adică este interesant pentru alte comunități naționale, pentru profesorii care predau în alte comunități naționale și utilizează aspecte de bază a metodologiei pe care o oferim. Ceea ce oferim în cadrul cursului îl avem sub formă de hârtie. Avem un ghid excelent pentru profesori, îl distribuim, dar așa m-am spus-o pe hârtie, este, desigur, în acces gratuit electronic. Poate fi descărcat și acolo este un eșantion dintr-un astfel de manual care arată nu numai unele cunoștințe teoretice și așa mai departe. Aceasta este o ilustrare bună a unor diagrame, tabele și, în plus, există exemple
exemple gata făcute de fragmente de lecție pe care profesorii le pot folosi și ați remarcat corect că aceasta nu este o școală elementară și doar acest ghid poate fi folosit în liceu. Apropo de profesori, am menționat deja taberele. Există și un manual dezvoltat în formă electronică pentru această activitate extracurriculară. De exemplu, în activitățile extracurriculare se desfășoară, adică pentru vacanța de vară, și există de asemenea tot ce este susținut pe fișe, sfaturi despre cum să o utilizați. Pentru copii avem această mândrie, o aplicație mobilă numită Yoi. Ne-am gândit mult timp la nume, dar din anumite motive ni s-a părut că sunetul este, ca să spunem așa, are o culoare atât de diferită. E atât de bucovinean, nu? Se pare că este și în Transcarpatia, pentru că suntem pentru două regiuni, acum este foarte potrivit. Și că це не тільки початкова школа, там якраз оцей посібник, він може використовуватися і до старшої школи. Якщо говорити ще про які в нас от для вчителів, це, як я вже згадала про табори, у нас є розроблений також в електронному вигляді посібник саме для проведення оцієї позакласної діяльності, позашкільної, не позашкільної, а позакласної, наприклад, це в позаурочний час проводиться, тобто на літні канікули. От, і там також все підкріплено роздатковими матеріалами, порадами, як це можна використовувати. Ну і для дітей у нас є така гордість, додаток, мобільний додаток, який називається Йой. Ми дуже довго думали над назвою, так, чомусь нам здалося, що цей вигук, будемо так казати, він має настільки різне забарвлення. Він і такий буковинський, такий буковинський, і виявляється і закарпатський, так? Тому що ми ж для двох регіонів, та, тому і виявляється. Vedeți, îl promovez. Este deja în etapele finale ale acestui produs. Ce este această aplicație? Această aplicație îi învață pe cei mai mici copii să citească. Pentru că pe lângă comunicare, da, înainte de a spune ceva, înainte de a oferi niște informații, trebuie să le obținem de undeva o sursă de informații. Această aplicație este disponibilă în două niveluri, adică pentru ei bine, nu ne-am concentrat pe cursuri, deoarece unicitatea acestei aplicații este că, chiar dacă un copil poate încă la grădiniță, îl poate folosi, sau invers, un copil care nu a auzit limba ucraineană în clasa a treia, a patra, poate începe de la primul nivel și poate învăța literele, sunetele, poate auzi limba și așa mai departe. Prin urmare, avem două niveluri. Le-am testat deja pe copiii noștri și împreună cu părinții le-am ascultat feedback-ul cu privire la cât de mult le place, nu le place. Apoi am luat în considerare și, prin urmare, astfel de resurse constituie un bagaj destul de bun. Un alt produs pentru copii cred că ar trebui să fie punctul culminant al materialelor pe care le vom lăsa după terminarea proiectului. Acestea sunt manualele despre predarea limbii ucrainiene în școlile cu instruire în limbi minoritare și este un fel de instrument, vreau să spun, pentru că într-adevăr manualele sunt un set care va consta dintr-un manual, un caiet și materialele pentru profesor. Ei vor fi în format, sperăm că vor fi în A4. Avem desene atât de frumoase, aproape de copii, designul este gândit și materialele sunt selectate și ar trebui spus că echipa autorului care scrie acum manualul, este vorba despre oameni care au fost implicați în scrierea standardului de stat al învățământului primar și înțeleg cu adevărat ce să pună în acele manuale. Credem că vor fi utile nu numai pentru regiunile Cernăuți și Transcarpatia, dar pentru întreaga Ucraina. Комплект, який буде складатися з підручника, зошита і матеріалів для вчителя. От, вони будуть у форматі, ну ми так сподіваємося, у форматі А4, тобто, ну такі в нас гарні малюнки, близькі для дітей, тобто воно все буде, дизайн продумується і матеріали відбираються. І варто сказати, що авторський колектив, який зараз займається написанням підручника, це є люди, які були дотичні до написання державного стандарту початкової освіти, тобто вони реально розуміють, а що ж вкласти в ці підручники. От, і ми думаємо, що вони будуть корисними не тільки для Чернівецької і Закарпатської області, але ще й для всієї України.